dimineața tuturor! Ultima zi din august ne aduce atât temperaturi de 35 de grade, cât și vreme instabilă. În sud-vest și în zona montană, cerul va fi acoperit de nori, vor fi precipitații sub formă de aversă și descărcări electrice. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin, șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă se va încadra între 31 și 32 de grade. Avem valori termice ridicate pentru această perioadă din an și în Crișana, unde de asemenea cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 31 și 32 de grade. În Banat, după cum vedem și după cum ne anunță meteorologii, este posibil să plouă slab în Reșița, asta în a doua parte a zilei, dar și aici vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă. Temperatura maximă se va încadra între 29 și 32 de grade. În Oltenia, vântul va sufla slab și moderat, cerul va fi variabil spre senin, iar temperatura maximă va ajunge până la 32 de grade în Târgu Jiu și 33 de grade în restul teritoriului Olteniei. În centrul teritoriului țării, vreme foarte, foarte frumoasă, cu precipitații în a doua parte a zilei în Deva, Alba Iulia, dar și în Cluj, iar temperatura maximă se va încadra între 28 de grade în Miercurea Ciuc, 30 de grade în Sibiu și 32 de grade în Alba Iulia. În Moldova, o vreme frumoasă, fără ploi, după cum vedem, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 27 de grade în Suceava și 34 de grade în Focșani. O vreme foarte frumoasă atât astăzi cât și în weekend în Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, valorile termice ridicate, temperatura maximă se va încadra între 30 și 33 de grade. În Muntenia, același lucru, o vreme foarte caldă, deosebit de caldă pentru această perioadă din an, fără precipitații nici astăzi și nici în weekend, temperatura maximă se va încadra între 30 și 35 de grade. În capitală, de dimineață se înregistrau 23 de grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 34 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În weekend cerul va fi variabil spre senin de asemenea și atât sâmbătă cât și duminică, temperatura maximă se va încadra între 34 și 35 de grade. Cam atât despre vreme, să aveți un final de săptămână excelent!